Ești moldovnești, românești, italienești, cum îi zice? Chiar de România? Oh, departe voi! Și cum de-ați venit acolo? Știți că satul Moldoviei, nu le trăiesc și de atâta? Ați venit. Pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial, niște români ajung în stepa ucraineană într-un sat românesc. Mirarea localnicilor este explicabilă. Au auzit de România doar de la bunicii lor. Rar pe aici mai trec basarabeni. Față de aceștia se poartă cu sfială, scuzându-se tot timpul pentru limba pe care o vorbesc. În imensitatea stepei ucrainene, în teritoriile de dincolo de Bug, se găsesc câteva sate locuite de români. Nimeni nu știe câte. De aceste comunități au putut să se mai intereseze înainte de 1990 doar istoricii și lingviștii din Chișinău. Românilor li s-au interzis orice referiri la comunitățile românești din afara granițelor, în special despre cele din fosta URSS. Cazul moldovenilor din stepa căzăcească este unul singular în istoria poporului nostru. Nistrul a fost întotdeauna considerat hotarul politic al neamului românesc, nu însă și cel etnic. La începutul secolului al XVI-lea, pentru a întări granițele, regii Poloniei și Lituaniei vor atrage coloniști la marginea regatelor. Cei mai mulți vor fi fugari din Moldova, Polonia și Rusia. Aceștia înființează o organizație politico-militară numită Secea Zaporojeană în regiunea sălbatică a Niprului Inferior. Ei au fost numiți cazaci, adică pribegi în limba tătară. Aflată la marginea teritoriilor stăpânite de polonezi, regiunii s-a spus Ucraina, adică margine. Încă de timpuriu, moldovenii sunt menționați în izvoarele rusești ca fiind conducătorii statului căzăcesc. Ei vor deține funcții importante, precum acelea de hatman sau judecător principal, până pe la 1774. Rusia era însă în plină expansiune. Împărăteasa Ecaterina a II-a va desființa statul căzăcesc și va începe colonizarea teritoriilor cucerite, oferind largi privilegii coloniștilor. Sute de mii de moldoveni au trecut de bunăvoie Bugul pentru a înființa noi așezări. Ei erau scutiți de serviciul militar și dări pe o perioadă de 30 de ani, li se acorda autonomie administrativă și dreptul ca slujba bisericească să se facă în limba română. Rușii își stabilesc hotarele la Bug în 1774, pe Nistru în 1792 și pe Prut în 1812. De fiecare dată, comandamentele rusești s-au preocupat să ridice mase mari de coloniști moldoveni pentru noile regiuni cucerite. După anexarea Basarabiei, Imperiul Țarist a făcut colonizări forțate dincolo de Bug, răsfirându-i pe români spre Nipru și îndemnându-i să se strămute în regiunile Caucazului ori în Urali. Pentru că majoritatea coloniștilor au ajuns aici înainte de unirea principatelor, ei au continuat să-și spună moldoveni. Locul aici era deșert. Un de fel nu era o narod, ori puțin era, dar Elizaveta, când a fost imperatoriță, a adus oameni din Moldova, din România. Era în sat numai moldoveni. Ruș nu era, nimeni nu era. Nu știe rusești, acolo și nu multe sate, acolo numai trei sate de rândul, acolo moldoveni. Dar încolo pe împrejur ucraineni. Amestecați, hârmâr, cum acela, și ucrainski, și ruski, și moldavski, și italianski, și așa amestecat. Părinții noștri au fost moldoveni. Corenoi. Încă aici moldoveni, încă colhoz nu a fost. Da. Și era moldoveni. Și din trân și noi am rămas moldoveni, dar din noi de-amul prividnești, de-amul cardii. De-amul noștri, de-amul... Și la Kirovograd, și la... Da. Amul molodeșul nu știu moldovnești, niculiță molodeșul. Era și ucrainești. Cum familia mea. Da. E moldovnească, vartic,
vartă că asta moldovenească, că în Besarabia spun că sunt, este familia vartec. Dar mama așa amestecată, părintele ei a fost ucrainean, dar mama moldovancă. Dar aici mai mult au fost moldoveni. Mai mult au fost moldoveni. Chiar când au trecut, cred că tot au fost moldoveni. Dar acum am tare mulți, și ucraine, și ruscă, e poleacă, e cehă, e... Nu, de multe feluri în sat, așa, se lavoză și de naționalnosti. După 300 de ani de existență în mijlocul Mării Slave, românii din satele răsfirate prin stepă și-au pierdut reperele identitare. Dacă la început țarii le-au acordat toate drepturile, de la începutul secolului al XIX-lea, ei constată că românii nu pot fi asimilați. Din contră, aceștia se orientează către modelele apusene, spre cultivarea limbii materne și păstrarea conștiinței naționale. Drept urmare, în școli și biserici se interzice limba română. După instaurarea statului comunist, moldovenii învață în limba maternă până prin anii 50. Apoi, nevoia de a-și face un rost îi va face să uite de limba română. Vorba noastră nu-i moldovenească și părinții nu înțelege și e acolo scris. Și apoi asta una, dar a doua că ei dacă mântă o școală moldovenească, ei trebuie să ducă numai Moldova. Așa. Care poate mai țela, ter să duc și în Ucraina și nu, în Uniunea Sovietică, cum vă zic. Dar mai mult numai Moldova, dar ei spun, nu ne se vine așa să ducă tocmai Moldova. Noi vrem și acoles și de atâta au trecut singuri părinții. Au spus, las și eu școala ucrainească. Era de-a mult școala și ucrainească, și moldovenească, și în 57, 57-i, au închis-o moldovenească și au stat numai ucrainească. Până la 57 de ani, an a fost moldavska școală, dar de la 57 a trecut ucrainska. Și de-am copiii toți îmblă, umblat în școală și am tot ce stoi, știu ucrainski, moldavski nu știu. Zasnovana була в 29-му році. Localitatea Grudskoye a fost întemeiată în 1752. Școala a fost înființată în 1929 cu predare în limba moldovenească. Din 1949 se predă numai în limba ucraineană. Această schimbare s-a produs la cererea părinților, pentru că absolvenții nu aveau posibilitatea de a-și continua studiile în institute de învățământ superior, decât departe de casă, la Tiraspol sau Chișinău. Unde te-ai născut? Moldova. Unde? Moldova. În ce oraș? Sașa. Nu știu. Și tu? Eu nu знаю, так сильно по Молдовски. Знаєш, народився в селі Банешті. Банеш. Банешті. Тобто înțelegi ce vorbim, dar nu poți și grei? Da. Aici cum vă înțelegeți cu copiii în moldovenește? Ceilalți care știu? Așa, pe ucrainești. Trecutul comun cu cel al băștinașilor îi face pe basarabeni să se mai stabilească încă în satele moldovenești din stepa ucraineană. Noi în Soroca, ne știți? Soroca. Soroca, da. Acolo avem rudă, da. Acolo sora mea a fost mare tată. Și acolo deadea meu a fost ucitel, dar fumea a fost mai mare cum pe... Pierde secretar. Pe raion eu a fost mai mare. Și acolo deadea meu a fost director, a fost ucitel el. Și acolo și-a murit. Сора мені дам коло уморіт, да курамас копки її теж коло Молдавії, да, 40. От зиск 40 кілометрів діла Кагул, траєшті сора мені, діла Кагул. Кагул, а коло ще пима тінки Румунія? Нунка? Ну, має. Ну? Нунка, ну? Evdochia Manoilă s-a născut în România, a trăit în Uniunea Sovietică și apoi în Republica Moldova, fără să iasă din satul său aflat pe malul stâng al Prutului. În urmă cu 7 ani a ales să-și urmeze fiul stabilit mai demult în Grudskoye, un sat moldovenesc aflat pe lângă Kirovograd, în Ucraina. Și aici sunt mulți moldoveni spereselenzi pe 18.
Sunt de mult aici de-a lumii. Ei grăiesc moldovenește, dar la dânsă vorba nici nu-i moldovenească, nici nu-i ucrainească, nici nu-i ruscă. E așa, e amestecătură, pentru că ei de atunci, adică l-au unit, care grăiesc moldovenește, care grăiesc rusești, care și cum pot grăiesc. Dar nu-i lumea asta care este, nu e de mult venită, dar e venită dinainte, de la Lenin încă, de când a fost, cum să spunem, sloboda a fost, ori cum să zicem, a fost. Revoluția. Revoluția, da, în 18 a fost. De pe atunci, ei, spiriselenți, mulți sați sunt aici, mulți sați sunt tăți moldoveni a fost. Dar multe copiii lor au învățat în școli ucrainești, s-au făcut naționali, s-au făcut în toate felurile, s-au schimbat, s-au schimosit aici și trăiește lumea. Cum spun? Și greu trăiesc. Nu că multă lume, dar de-a pierd și amu, iată, îți trăiesc greu, mai mult greu. Un băieț o fată. Băiatul nou clasă termină, o terminat amu. Fata s-a măritat. Și amu nu cam. Câți ani ai? 20, știi așa. Câți? 20. 20. 20. Aici se mărită fetele tinere. Ucrainski. Nu poate grăi bine, nu domnește. Oricum, băiat, ce l-ați sfătuit să facă mai departe? Unde să meargă? Să învețe? Moldova? Aici? Dar el nu a putut învața în Moldova. El tot nu poate grăie. El nu, așa înțelege, dar de grăie nu poate grăie. Tot grăie. Poate grăie, dar nu poate... Dacă era așa, școala... Așa e limba, școala, așa e limba, nu poate ieși. Școala ucrainska, nu poate. Dacă și tătățiu o să grăiască, da? Așa îi grăiesc. Понимає по молдавски понимає. Грієште молдовнеєште. Да. Понимаєште, да, граїну паті. Тоже. Ми тут і ну граї. Русский и немецкий. Чего ты так и балакаешь, что не понимаешь сам себя? Ну да, я сам тебя не понимаю. Ну, по-молдавски. А теперь английский, французский, немецкий. Ну, там будет принимать экзамен английский. Главное, что получается, молдавнеш, русеш. Ну и куда ты лимба? Оно и цыганская какая-то. Ну, цыгань, но у нас смешанный язык, как извини. А ну и вами не коллеги, не хорош, вами не. Так ну теперь мне поясни по-украински же по-русски. Пелор, пелор, я вспомню пелор. Что ты? Я вижу, как греешь, я греешь курат, молдавнеш, да я же не понял. Nu el grăiește. Eu nu-ți găsă cuvintele. Tovariu și el grăiește moldănești. El grăiește omul curat. Nu curat grăiește. Da, cum? Curat grăiește. Dar noi de-am nu ceam așa cum el zici cuvintele. Noi de-am îți plăcești. Amintele îți plăcești. Lor pe lor limbă, например, dar noastră e amintele limbă. Și-o dobăvlei și-o lor și încoace, tot moșa și pe lor și grăiați. Și raniți. Такое дело. Este slovăl ucrainski între noastră limbă, este ruski între noastră. Nu e ca noi întrebam câtă vreme. Vremea toi și rusco e slovă vremea. Dar moldavsko e slovă câtă oară. Așa? O. Dar la noi câtă vreme. Cât e ceasul? Ceas. Tot rusco e slovă. Nu, la noi bălșistvo. Moldovna limba calișită. Noi spunem, ne trebuie și cu... Dar noi ce pe martanoșcomă, nu? Limba de martanoșa. Așa. Părinții noștri și даже acum bunica și bunelu mai bine vorbim moldovnești. Dar noi deamu nașă, dar cotiei deamu și mai prost. Să duc la Ucraina. Limba română a dispărut din singurele instituții prin care putea supraviețui, școala și biserica. Bisericile au fost distruse sau au fost transformate în cluburi, săl de sport sau depozite, încă din primii ani ai Revoluției Comuniste. De vechile biserici ale românilor își mai aduc aminte doar bătrânii. Cei tineri, cei mai mulți dintre ei, nici nu au călcat până acum într-o biserică. Fără la colectivizație, în biserică noi am umblat. Primăvara umblam la biserică, ne pristuiem, ne ieșela, dacă și-a l-au format biserica și-a rămas acolo satul pustiu, a fost colectivizație și golod și de toate au fost. Nu-i biserică la noi în sat, la noi în sat nu-i. Este în Panciuva, este și nu-i biserică, dar nu a fost odată
club, cu moldovenești. Club, așa și iese. Așa și iese moldovenești. Și n-ați avut niciodată biserică în sat? O fost, o fost biserică. O fost biserică și nu țin minte în ce an, o format acolo unde am acum școala, acolo a fost biserică. Și frumoasă biserică a fost. Eu țin minte, eram în celălalt, dar mă dușeam cu părinții la biserică și era mie, ni pare că tare frumos. De când trăiesc, în biserică n-am fost. Nu știu, era tare mare lucru greu, era în colhozuri. Și nu era vreme, nu era când. Dar ca și de îmbătrâneț nu pot și iară nu mă duc. Și așa că nu știu cum e în biserică. Ultimii români care au ajuns prin aceste locuri au fost ostașii români, în timpul celui de-al doilea război mondial. După ce soarta războiului s-a întors și Armata Roșie a început înaintarea spre vest, Mareșalul Antonescu a ordonat ca etnicii români stabiliți în Caucaz, Crimea și dincolo de Bug să fie recolonizați în hotarele patriei mamă. Autoritățile din acel timp aveau să prevadă politica fermă de mai târziu a sovieticilor de asimilare a românilor uitați în vastele teritorii ale URSS-ului. Deși au primit locuințe și pământ, cei mai mulți au preferat să se întoarcă acolo unde, de peste 250 de ani, le era noul cămin. Când a fost Voinava, pe noi ne-au dus în România. Părinții noștri ne-au dus în România. Basarabia. În Basarabia. Acat cum. Dar acolo a fost și el de Gheorghică, se chema. El pe noi ne-a luat, ne-a dus încolo, în Basarabia. Și acolo am trăit, m-am s-a mântuit ca când Voinava, de departe era. Și apoi ne-au adus înapoi aici părinții. Și acolo că am crescut. Acolo e acat copiii noștri. Noi trăim, am lucrat, a mea suntem de mnăpenzii și altă. România hătre oameni, deși hătre ani, deși că așa eu gândesc, că nu se face așa, dar România i-au făcut, deși. Acă când nemții au venit peste a noastră țară, ei era cu nemții și voi avea să lupta cu nemții odată, peste Uniunea Sovietică. Dar când au văzut că noștri au trecut hranița de amă, cum hranița și moldovenești. Da. O trecut-o, dar ei au trecut de amă la noștri. Românii din aceste părți au rămas la ocupația lor principală, agricultura. Departe de marile orașe, pierdute în stepa ucraineană, satele au conservat o lume retrasă, închisă în ea însăși. Eu mă născut acolo în selo Hruscoje, în 1937, 13 august. Părinții mei, drept tătuca, ne-au s-au prăpădit. Vedem într-o șalam, noi am fost cu mama până la 58 год. În 58 год mama a murit. Și eu am rămas singur. Deci m-am surat. M-am surat, aici, am robotit în colhoz Șapaiva, păr, și m-am dus la pensie. M-am străuit acolo, m-am trăiesc. Eu și copiii mei. Am luat în școală, singur, fără părinte, am fost. Și un tic am îmblat și am lipadat și m-am dus la robotit. Amândouă cu mama robotem, când mult nu ne ajunge. Atunci nalohuri era tari, mari și cartofii mai sapam și dușem și vindem și plătem pe nalohuri, pe razne. Și apoi început a roboti mai samostoiatilnă, la lanși, la prășit. Și m-am maritat și așa acolo și robotim. Dar eu am rămas și trăiesc singură. Am două fete și nu sunt nici una acolo. Eu singură. Da, unde sunt fetele? Una în Kiev, da, una acolo, lângă Kirovohrad. Vesca, bolșoia Vesca, Vesca și mare. S-au măritat cu ucrainieni, cu ruși? Da, el am luat amu după război, de-am fost școala ucrainească. Și el vopște la noi, moldovnești nu știu, el numai ucrainești. În casă n-ați vorbit moldovenește?
La mine părinții au fost, părintele a fost moldovan, dar mama a fost ucraincă, din alt sat. Și a lui bărbatul tot așa. Măsa a fost ucraincă, dar tata a fost moldovan și noi așa, metise. Și dacă copiii, de-amu, văpșe ucrainești, grăit. Dai, mami, dai. Tatăl rus, măsa e moldovancă, dar el nu știm și ei. Я украинец.